Vă spuneam și nu ați auzit că suntem la ultima ediție de la InstaFest. Fac o paranteză acum, noi suntem la al treilea eveniment online și cred că pot să scriu o carte despre evenimente online după aceste doar trei evenimente. Odată pornind de la tranziția de la evenimentele cu foarte mulți oameni în sală până la face un eveniment pe o scenă cu doar 5 oameni, 10 oameni în sală, până la tot ce am învățat, inclusiv faptul că trebuie să-ți iei tot timpul microfonul cu tine, deși ești la al treilea eveniment, deși este ultima sesiune, dar toate lucrurile astea fac conferințele astea online și chiar conferințele offline să aibă o savoare și niște amintiri. Așa că o să-mi aduc aminte și o să le spun tuturor celor care urcă pe scenă vreodată de acum înainte, nu uitați microfonul, pentru că eu l-am uitat odată la o conferință chiar organizată de mine. Vă spuneam că suntem la final de Visual Fest, un eveniment pe care noi l-am pornit inițial ca un eveniment despre Instagram. Am avut două ediții de InstaCamp, însă de anul acesta ne-am lansat provocarea sau ne-am provocat să extindem evenimentul către două alte platforme. Am început cu Instagram, am continuat tot cu Instagram și anul acesta. Vom vorbi despre Instagram acum destul de mult, dar am adăugat și TikTok și YouTube și ați văzut chiar reprezentanți de la TikTok și YouTube din România care au venit cu insight-uri și de asemenea oameni și creatori, specialiști în marketing digital și creatori de conținut de pe toate platformele. Înainte să începem și să vă prezint această sesiune, vreau pentru că avem ultima ocazie acum să ne vedem înainte de final, să mulțumesc echipei Evensys că au dorit să facem această tranziție către evenimentele online. Știu că ne este dor de cele offline, dar în continuare vom fi alături de comunități și de creatorii de conținut prin astfel de evenimente. Să ne urmăriți că revenim din toamnă cu o agendă frumoasă. Știu că sunt acolo câteva evenimente care vă plac. Grupului Maresi, cu care am pornit acest eveniment acum două veri și suntem acum la o a treia colaborare și nu ultima, bineînțeles. Banca Transilvania, Gelato Madre, Oppo, Fincrisp, Maresi, Laptele Maresi, care e parte din grupul Maresi și Cafeaua Viena, pe care mulți o știți, și în ultimul rând eu. Da, aceste branduri au fost în fiecare, aproape toate au fost în fiecare ediție alături de noi și cu ajutorul lor am reușit să punem în scenă, într-o scenă foarte mare aici la Marriott, acest eveniment. Le mulțumesc și celor de la Streams Live care ne-au asistat în transmisiunea live și echipei Event Technology și echipei Marriott pentru tot setup-ul și tot acest tip de eveniment pe care am reușit să-l creăm împreună. O să vedeți fotografii post-eveniment și o să vă dați seama ce am ratat nefiind aici în sală în număr mare, dar cred că s-a văzut foarte bine și de acasă. Acum, vă spuneam că suntem la final de eveniment și am lăsat, nu știu dacă se zice cireașa de pe tortă, sau asta înseamnă când păstrez, save the best for last, este. Poți să-i spui și colivă, adică nu e no, o bolană cu colivă sau ceva. Save the best for last, pentru că cred că este în premieră ce facem noi acum. Am invitat alături de mine și o să vă rog să ne puneți în cadru larg acum, ca să nu vorbesc așa și oamenii să se întrebe cine este acolo, deși sunt și în program, evident. Am invitat doi creatori de conținut, doi oameni care sunt foarte, foarte apropiați de conținutul vizual și mai ales de Instagram. O să aflăm dacă sunt și pe TikTok sau intenționează să fie. Eu o să fiu mai prezent de acum înainte, pentru că am fost convins că găsesc și conținut pentru sufletul meu, să spun așa. Dar acum avem doi creatori de conținut care practic sunt recunoscuți pentru ce au făcut în social media și este foarte interesant că ei au început în zone diferite și au ajuns în Instagram. Îi am alături de mine pe Diana Enciu și Cristian Șimonca. Îi știți ca Otravă și una dintre cele două faimoase și frumoase, fabuloase.
știți foarte bine că ei formează și un cuplu foarte frumos în viața reală, nu numai în, online, pentru că au fost, au fost prezenți și în multe colaborări cu branduri și în multe proiecte în care au, au transpus experiențele lor în experiențe vizuale pentru comunitățile pe care le, le au. Cred că este o premieră în care o premieră că îi avem în, în același timp pe, pe, pe amândoi și nu o să mai trag de, de timp pentru că vreau să, să vă întreb mai multe lucruri. Am pregătit aici o listă destul de, de lungă. Începe cu TikTok-ul ăla, ia, hai. Hai să încep cu TikTok-ul. Spune-mi, Diana, cum ți se pare ție TikTok și care e relația ta sau cum, cum vezi relația. Bănuiesc că it's complicated. Eu am avut o relație foarte scurtă cu TikTok, după mult timp în care nu am înțeles absolut nimic din acel content și relația noastră a durat pe, în decursul a 2 luni de zile, cât am stat închisă în casă și am zis, ok, hai să încercăm, Doamne iartă-mă, și cu TikTok-ul ăsta să vedem ce am putea face. Ideea e că m-am distrat preț de vreo 8 postări, după care m-am plictisit teribil eu de mine și de tot ce era acolo, pentru că mi se părea că e repetitiv tot. Într-adevăr, acum nu mai ai ce să inventezi. Clar, la un moment dat cu toții ne copiem fără să ne dăm seama. Dar parcă totul parcă era prea la fel. Și am început să iau conținut de TikTok și să pun pe Instagram, pentru că pe Instagram eu am un public care nu stă pe TikTok. Eu am un public 25-40, undeva la 80%, ceva de genul ăsta. Și făcând așa o statistică, sunt foarte mult acasă, am luat legătura foarte strâns cu oamenii mei și mai niciuna dintre gagicile mele nu stătea pe TikTok. Și când am pus TikTok-ul pe Instagram, gen varianta vizuală de TikTok la mine în postările de Instagram, a bubuit, a fost o demență, o nebunie, după care am revenit la ceea ce sunt eu și la cum sunt eu și am renunțat la TikTok. Adică există contul de TikTok, dar nu-l mai folosesc. Da, interesant și feedback-ul pe care l-ai avut și cum au reacționat oamenii la, la acest tip de conținut. Este adevărat că TikTok îți dă acum o mână mai, nu știu, te împinge să fii mai creativ? Măi, pe mine nu prea m-a împins să fiu creativă, pentru că atunci când eram creativă și făceam altceva, nu aveam feedback pe postările respective. Când făceam același lucru pe melodii care au mai fost folosite sau făceam aceleași mișcări ca alți, un milion de oameni, mergea de minune și chestia asta m-a frustrat. După 10 postări am zis, ok, treaba asta nu-i de mine, pentru că mie îmi place să găsesc tot timpul o altă cale de a mă exprima vizual. Chiar dacă poate seamănă cu alte postări ale altora, pot eu, Diana Enciu, să mă manifest măcar, nu știu, 70% din ce sunt eu. Pe când pe TikTok trebuia să fiu repetitivă doar ca să fac like-uri și să strâng cifre, ceea ce nu mă reprezintă. Da, e un feedback chiar interesant și cumva ne poziționează și TikTok și Instagram acum în minți din perspectiva ta exact pentru a alege, nu știu, calea care ți se pare. Câteodată ne place să facem aceleași lucruri în trend, câteodată căutăm, însă tu fiind probabil sau având probabil această lungă experiență, cumva după un timp încerci să-ți găsești calea, adică dorești să fii recunoscută pentru un conținut original. Fix așa este și mi-am dat seama în această pandemie, stând acasă, că am început să fiu aproape 100% eu pur. Și lumea a avut, adică feedback-ul care a venit a fost fantastic. Mi-am dat seama că eu mereu vorbesc despre femei, despre drepturile femeilor, despre egalitate între noi, femeile și bărbații, dar niciodată n-am făcut-o cu atâta deschidere și mi-am asumat de data asta, am zis din prima zi a pandemiei, ăsta e momentul meu să mă manifest 100% cum sunt și să-mi o caut, să risc. Am riscat odată cu veganismul și cu schimbatul lifestyle-ului pe care l-am avut acum 2 ani de zile și a fost un feedback inițial negativ, după care a venit un val de pozitivism și de schimbări extraordinare în gagicile care mă urmăresc și am zis, ia că o risc și acum. Și nu știu, mi se pare incredibil ce se întâmplă, eu așa engagement și așa relație strânsă cu femeile astea care mă urmăresc, eu n-am avut niciodată cum am în acest an 2020. Cred că este un moment în care ne apropiem mai mult. Cristi, cât de apropiat ești tu de TikTok? Care e relația ta? Cum el doar filma. Cum arăți patrimoniul cultural și al restaurantelor, localurilor din locurile faine în care ajungi tu pe TikTok? Sau cum vezi tu relația? Am avut curiozitatea să văd cum funcționează. Adică am văzut clipulețele pe care mi le arătai în perioada pandemiei când am stat în casă și ea era foarte entuziasmată. Se trezea dimineața și spunea, uite aici ce fac ăștia. Dar era o chestie de asta, adică era amuzant, mi s-a părut tare așa cumva, dar
Adică, cred că adică e o destul de mare muncă ce făceau oamenii acolo, adică chiar munceau. Nu era chiar o chestie de asta super simplă, dădeai din... și cu o melodioară prin spate și făceau un sincron, de asta nu mai țin minte. Tot timpul, oricum, era, a avut perioada ei de... 10 zile maxim 10 zile a fost să te mai plângi. În care, în fiecare dimineață, hei, dar ce zici de ce fac ăștia? Și inevitabil erau câte doi cuplu sau ceva din ăsta, urma, mă și gândeam că o să fiu și eu implicat în asta, doar că fiind destul de, adică ne fiind mega entuziasmat și tot timpul fiind mai, adică am fost din ce în ce mai puțin entuziasmat, după alea 10 zile ale ei de TikTok, după aia s-au liniștit lucrurile complet. Așa că am singura legătură cu TikTok-ul, am un grup unde suntem niște prieteni foarte buni și primesc, neavând cont de TikTok, primesc tot felul de clipuri salvate de pe TikTok, care au de pe TikTok, care înseamnă o încărcătură ceva... de umor sau altceva. În manele, în general, 90% manele, glumițe de-astea și tot felul de oameni, nu știu, de la Dani Mocanu la, nu știu, niște conturi de-astea, de tot felul de trăzniți. Mie care mi-a părea Vulpița și când a început Vulpița aia să apară, de nu mai știam cum să o scot, am zis, ăsta e momentul în care eu nu mai stau pe TikTok. Da, acum, cum spunea cineva mai devreme când vorbeam despre TikTok, cred că trebuie așa o perioadă în care să treci și să-ți rafinezi un pic contentul pe care îl urmărești acolo, astfel încât să nu ți apară content pe care nu l-ai dori. E cam ca pe YouTube, adică dacă ai dat... ai dus în trending acolo, ai rămas cu ăștia. Te urmezi. Dacă dai clip pe cei care sunt în trending pe primele locuri, probabil o să te urmărească o vreme conținut de genul acesta. Dar și oricum, cu siguranță era, adică cu siguranță am văzut niște chestii pe care mi le-a arătat în perioada aia, care erau foarte mișto. Adică oamenii chiar își dădeau interesul și chiar erau chestii... Adică eu sunt foarte leneș, în general, 90% din cazuri, și mi se părea ce făceau oamenii acolo, mi se părea foarte complicat. Adică... Păi și la mine, până am făcut alea 4 videouri, a durat ceva. Adică mai mult decât la un video în care vorbesc absolut cum e IGTV-ul. În IGTV-ul sunt super naturală, nu-mi bat capul foarte mult. Mă, dar la ăla de TikTok nu se mai termina și nu eram niciodată mulțumită. Și mă uitam la alte gagici care mi erau exemplu. Nu, vreau și eu așa. Pe care am zis, băi, ce mă stresez în halul ăsta? Da, adică e foarte greu. Nu facem mișto, nu facem caterincă, e chiar foarte complicat Este. Chiar spunea Ovidiu Mureșanu că el folosește cam până la 15% din facilități, opțiuni de editare și că sunt foarte, foarte, foarte multe. Dar eu aș vrea să facem un salt acum de la TikTok undeva pe la începuturile voastre, pentru că este interesantă și povestea cum ați început în zona asta de social media, de exprimare personală, și după aceea să facem trecerea către vizual și să vorbim exact și despre Instagram și despre colaborările cu branduri și despre felul în care creați conținut. Să avem așa un fel de ghid, da? De visual communication pentru cei care ne urmăresc în următoarele 40 de minute. Diana, acum sunt cu tine aici, mi-aduc aminte că am venit la un eveniment invitată de tineri amator de Alina, partenera mea. Sau 2013. Și vorbeam despre Instagram și toată lumea se uita cu gurile căscate la noi. Noi venisem de la un fashion, ceva de la New York, unde toată lumea era pe Instagram și rulau Instagram-ul și în culcare și în sculare și toată lumea era... ce-i cu prostia asta, nu o să se întâmple nimica. Și am venit în al doilea an, tot invitat de tine. Corect, și toată lumea avea Instagram. Și mi s-a părut fantastic, a fost un super, super boom. Cred că a fost anul în care Facebook a cumpărat Instagram și au lansat și aplicația de Android, care practic a democratizat Instagram-ul. Da, da. Îi spuneam unei Ioanei Puiu, instagrameriță, mai devreme că în decembrie fac 10 ani de când mi-am instalat aplicații. Am prima poză, o poză pusă de la un eveniment, ceva cu super efecte, ceva un super filtru dintre ăla, super filtrată, ceva vintage, extra vintage, boost vintage era. Adică nu și un flare, sigur, era și un flare, că era nebunia cu flare-urile. Aveam și un border de la un chenar care era mâncat așa de... Când acum 10 ani era asta? Da, 19 decembrie 2010, prima mea postare. Nu mai știu că era prima mea postare. Dar înainte de Instagram, cum ați început în social media pe scurs? Și după aceea, care a fost momentul de tranziție către vizual? Când l-ați simțit voi? La noi a fost clar Facebook-ul. A fost inițial Facebook-ul. Noi făceam evenimentele acelea de modă.
Și ne-am promovat evenimentul pe Facebook, toată lumea a început să-și dorească să vadă ținute de ale noastre pe Facebook, de ale mele și de ale Alinei, după care am început să plecăm în afară și am învățat care-i treaba cu blogul. A apărut blogul și pe urmă a apărut Instagram-ul, dar toată mișcarea asta la noi s-a datorat faptului că am început să lucrăm în industria de modă și de beauty în afara țării, unde lucrurile mergeau mult mai, deja se derulau față de ce se întâmpla la momentul respectiv în România, când încă nu prea primeam mari, nu știu, confirmări aici. Adică acolo deja noi activam pe zona asta, pe când în țară am început să activăm cam cu un delay de un an, ceva de genul ăsta. Cam așa un an, pentru că chiar mi-aduc aminte acum spunând la prima ediție Digital Divas pe care am făcut-o într-un alt format, voi ați fost invitate ca vorbitori și chiar ne-ați povestit de cum se întâmplă în afară și un an mai târziu au început și la noi să crească fenomenul, să spunem așa, al nișa care e destul de mare la noi de beauty și fashion, probabil susținută chiar și de Instagram. Cristi, tu ai început cu blogul, din ce mi-aduc eu aminte. Da, m-a ajutat și Facebook-ul foarte mult în perioada aia, 2008-2009, cred. Cred că 2008-2009. Da, nu știu, era o perioadă în care, adică, te raportai la Facebook ca fiind o chestie de asta wow și care... Na, orice... De ce crezi că a trecut... aura aia pe care avea mojo-ul ăla al Facebook-ului, pentru că la un moment dat toată lumea voia să facă milioane de fani pe Facebook, toate vedetele aveau, toată lumea credea că trebuie să ai mii, zeci de mii, sute de mii de fani. Dar și mergea foarte bine, noi aveam o perioadă în care creșteam cu 1500 de oameni pe zi, era extraordinar, da, și da, la un moment dat am atins vreo 260.000 sau 280.000. Și atunci s-a blocat tot, ceva s-a întâmplat ca s-a întâmplat toată lumea, nebunia. După care am început să scădem și n-a mai funcționat la fel cum funcționează Instagram. Bine, cred că acum dacă te gândești la Facebook, te gândești la părinții noștri sau ceva care postează acolo, își pun niște poze din vacanță sau ceva în genul ăsta, mai scriu și două, trei surcele, sau la tot felul de discuții, cum e, bine, vreau să zic acum în perioada asta, dar nu e, întotdeauna e. Totdeauna e o perioadă în care oamenii se bălăcăresc, ăla îl bălăcărește pe ăla, ăla îl vede pe ăla că se bălăcărește, așa mi se pare, Facebook e undeva în zona aia și cumva ea nu mai folosește absolut deloc, sau în fine îl folosește extraordinar de puțin, îl mai folosesc pentru blog, dar nu, adică vezi, și oricum are o chestie de asta, ori ai o chestie care are și de mii de like-uri, după aia ai încă 10 chestii care au 7 like-uri, 24, 14. Cum? Dar eu pățesc asta și pe Instagram. Am poze de 14K și poze de 1400. Adică nu mai înțeleg nimic, efectiv. Asta cu siguranță că și Instagram, acum dai seama că boss-ul ăsta ne-a lăsat să ne jucăm, ne-am bucurat noi, ne-au venit like-urile alea, dar acum, na, e ca un loc de la de joacă în care la un moment dat pui intrare, știi că... Ok, v-ați distrat, a fost frumos, v-ați dat cu Rățușca, cu Mickey Mouse, cu ăștia, dar acum uitați, costă atâția bani. S-ar putea să urmeze și pe Instagram ceea ce s-a întâmplat pe Facebook și care a fost clar un moment de cotitură, acel moment în care reach-ul organic, da, deci tot ce puneai tu nu mai ajungea la, nu zic la toată lumea, nu mai ajungea la majoritatea sau la mulți dintre cei care te urmăreau, fără să plătești, și atunci cumva... Oamenii fie că au fost dezamăgiți, fie că au văzut după muncă de ani și zile acolo de a crește un cont, da? Chiar fără sponsor post, fără boost de advertising, crescut cu muncă, cu content, să vadă că ei muncesc și nu ajung. Și probabil de atunci s-au mutat mulți și pe Instagram, dar și telefoanele au crescut în capabilități, au camere mai bune. Deci e un mix acolo de lucruri. Dar cum ați ajuns voi să aveți Instagram, cred eu, în centrul comunicării voastre personale în social media astăzi? La mine clar Instagram-ul e main, pe ceea ce înseamnă activitatea noastră din online, ca să zic așa. Și asta pentru că acolo am văzut că avem feedback-ul cel mai bun. Noi am avut acest Facebook la care am început să renunțăm încetul cu încetul pentru că frustrarea era foarte mare, ne-am crescut organic întotdeauna, după care am zis ok, hai să încercăm și cu sponsor și mi s-a părut absolut hilar pentru că noi n-am făcut niciodată treaba asta și n-am forțat-o și am zis ok, hai să o lăsăm lejer, să nu ne mai batem capul, să ne concentrăm pe Instagram unde să evoluăm, pentru că asta s-a întâmplat în ultimii ani și mi se pare că am ajuns la un conținut care inițial era foarte
nu știu, glam, foarte de neatins, foarte retușat, foarte editat și în momentul de față suntem într-o zonă în care și noi, eu și Alina, ca femei, am evoluat foarte mult, ne-am maturizat, ne-am asumat și ne asumăm foarte multe lucruri și contentul nostru se duce din ce în ce mai des către o zonă cât mai naturală, cât mai puțin editată. Eu acum folosesc super puține filtre, uneori nu folosesc deloc, doar mă joc din echilibrul, nu știu, lumină, shadow, chestii de genul ăsta. Iar ca pur și simplu ca proiecte, mi se pare că aici livrăm cel mai bine, pentru că, ok, poți să arăți și zona asta de ideal, vizual, ca poză, dar poți să mă arăt și pe IGTV și pe story fix cum sunt eu, Diana, în 100%. Și eu mă simt cel mai comod aici. Aici mi se pare că e fix publicul care se mulează pe ceea ce sunt eu, care caută ceea ce ofer eu. Cristi, la tine cum e? Tu ai... Eu vă urmăresc eu, așa pe anul cum spune 2. Soția, eu sunt ăsta, cum îi spune, eu lucrez pe natură moartă. Că i-am spune, dacă tu nu faci poze la clădiri, tu lucrezi pe natură moartă. Eu sunt aia care trebuie să facă poze, se machieze, să nu știu, la tine e super ușor. Natură moartă, ai făcut o poză și ai plecat. Hai că în ultima vreme ai avut foarte multe... Și bine, natură vie? Și în concursul de creație implicat acolo și mulți creatori ți-au făcut... niște postere, așa, adică la un moment dat poți să faci postere cu ultimele tale postări. Mi-au fost comandate niște postere cu ilustrațiile pe care le-a avut din proiectul lui cu ilustratorii români. Da, aia a fost o chestie pe care am început-o în speranța că cineva îi poate și vedea pe oamenii ăștia care fac ilustrații și am încurajat și încurajez în continuare oamenii să decât să-ți cumpere o fotografie. Îți spun că i-am spus unei agenții să se uite la tine pe cont. Da, e într-un pitch, am zis, uite, de la el în cont, găsește acolo pe cine trebuie, pentru ce ai tu nevoie să faceți un proiect foarte mișto cu oameni care chiar au talent și care cu siguranță merită descoperiți. Sunt nici ei, nu știu, adică descoper în fiecare zi, mai descoperă câte unul, dar nici ei nu știu cum să abordeze asta și atunci cumva cred că un soi de un pic de vizibilitate pe care ar putea să o aibă, cred că ar putea să-i ajute pe lângă cât costă ilustrația în sine. Aveți un calendar editorial pentru Instagram? Vă planificați în avans? Care e rutina voastră în zona asta? De ce te uiți către mine tot timpul? Păi, nu știu, tu ai ea e foarte organizată, are discuție acum 2 ore, când eram acasă și mi-a zis, te rog frumos, fă-mi și mie fotografie la ultima poză din agendă sau ceva în genul. Carnețel și mi-ai făcut dintr-o agendă. Și am făcut dintr-o agendă, am greșit eu aici, dai seama. Bine, oricum, totdeauna greșesc eu. Și am e ok aici să spuneți, pe scenă nu e, da, nu e nimeni oricum, în sală. E da, doar... exact, sala goală, doar luminile aprinse. Stingem noi lumina dacă e, adică nu, să nu se supere, ci de la Marriott nu lăsă lumina aprinsă. Ea e foarte organizată și le are pe zile acolo. Am și eu un calendar în mintea mea cu ce am de făcut și mai am și notes, le scriu ca să țin minte că am în ultima perioadă mai uit. Da, nu știu dacă e, poate fi de la vreme, nu la... De la vârstă, de la vârstă. De la vreme. Dar ea e foarte organizată și de asta mă uitam la tine. Că da, într-adevăr, tu... lucrez în avans și preferăm să lucrăm în avans, mai ales contentul care este pentru sufletul nostru. Ce-i drept, de vreo lună de zile n-am mai apucat să fac pentru mine și ce-mi doresc eu, pentru că echipa noastră este și ea foarte prinsă și în alte proiecte și am avut mai mult pentru colaborări. Și acum am blocat vreo 2 zile pe care de care să mă bucur și să produc un conținut fix pe sufletul meu și să nu trebuiască să fac niciun compromis. Așa că am în avans și eu și Alina avem în avans postări. Evident, pe parcurs mai apar noi postări în funcție de locurile pe care le vizităm sau proiectele care mai apar, dar dintotdeauna am fost cumva cu un pas înainte și n-am rămas descoperită niciodată. Mereu există o arhivă de imagini pe care n-am folosit-o până acum sau de videouri. Asta voiam să zic, pentru că urmărindu-mă și urmărindu-vă și urmărind și alți creatori, am văzut și practic se vede că în acest lockdown, această izolare, nu ai avut o libertate de creație, să zic așa, de a crea foarte mare, însă mulți au avut content și au știut cum să-l readucă în prim plan, astfel încât să-și păstreze contactul și audiențele și comunitățile, nu știu, cu ochii pe ecrane, pe conturile lor și am văzut și la voi și la alții, mai greu la tine cu clădirile, că nu prea puteai să ieși prin...
prin oraș să mai faci, să prinzi primăvara, să prinzi trecerea de la, de la iarnă la primăvară și așa mai departe. Foarte, aici te ajuta foarte mult dacă aveai o casă foarte frumoasă sau cu multe spații în care să, să-ți faci diferite fotografii. Stai un pic. Sau dacă aveai o arhivă foto în care să fii investit în toată perioada. Adică noi avem o casă frumoasă cu multe lucruri drăguțe. Să le creezi locurile. Nu? Dar noi am reinventat casa aia în 2 luni de zile de vreo 20 de ori. Deci am... am redistribuit mobila altfel, tot ce aveam, decorațiuni care nu mai aveau loc pe pereți, le-am pus. Deci ce am făcut în casa aia în 2 luni de zile, săraca de acasă, dar în, dacă te uiți la IGTV-urile mele, casa e mereu altfel. Sau în câte poze. Camere aveți voi? Două. Momentan două, dar urmează deci, să mărim. Părea că din două camere voi aveți deja așa un fel de P+2 și mansardă la câte... Da, la noi este ceva, este o comoară, adică... tot timpul reușești să scoți la iveală cât un lucru nemai întâlnit, nemai văzut de multă vreme. Aveam 3 camere. Păi, na, nu intru în subiectul ăsta. Aș vrea un pic să mergem spre zona de IGTV și Insta Stories, pentru că Diana cumva a făcut, a generat așa un click în mintea mea și mi-am dat seama că în momentul ăsta când vorbim de Instagram, noi trebuie să vorbim cumva foarte asumat de cele 3 părți importante. Este partea de content clasic, de statusul, de postarea de pe Instagram. Vorbim de stories care au crescut ca trend și ca importanță foarte mult și vorbim de IGTV care a pornit cu entuziasm. Toată lumea a zis o să fie un YouTube killer pe verticală, după care vum! Și după care a început, a căzut, că a aruncat ca la bungee jumping a fost, știți? Într-o gaură de aia nu se mai întorcea și toată când a venit mulți creatori, cel puțin din zona de beauty și fashion, am mai avut feedback pe la alte evenimente, au văzut o creștere a numărului de vizualizări, a oamenilor care urmăresc pe IGTV și voiam să vă întreb pentru fiecare cele 3, care ar fi importanța lor în ceea ce creați pe Instagram, status, story, IGTV. Și cum faceți voi mixul? Pentru ce folosiți anumite una? Pentru ce folosiți, ce folosiți mai mult acum? În ideea că de a împărtăși și celor de acasă sau de la birou, care mai sunt la birou, încă sunt la birou, acum un mix de content de Instagram. Eu sunt acum fan IGTV, pentru că în IGTV pot să vorbesc pe larg despre cum mi-am schimbat eu viața și să pot să ajut la rândul meu oameni care au nevoie de sprijinul meu și mental și fizic și în absolut orice domeniu trece prin minte. Dacă intri la mine pe IGTV, zona în care, spre care merg este planet friendly, zona în care trebuie să te iubești, să te accepti, cu sfaturi foarte exacte, adică nu bat câmpii absolut deloc, totul este foarte precis, scurs și la obiect, recomand ce terapii să faci sau ce să mănânci sau ce produse să folosești sau cum să te îmbraci, dar încerc să o duc într-o zonă de sustenabilitate, de planet friendly, de iubire de sine și la mine IGTV-ul merge foarte bine, adică dacă am o săptămână în care nu pun un IGTV, deja se manifestă lumea și mă întreabă, ok, când vine următorul? Ce ne mai arăți? Ce ar trebui să mai mâncăm? Adică am creat acolo o comunitate prin aceste videouri de lifestyle, o comunitate foarte engaged, care chiar a început să schimbe ceva în obiceiurile pe care le are fiecare gagică din comunitatea asta. Au început să schimbe câte un lucru și asta îi povestesc în fiecare zi entuziasmată. Uite câte zeci de mesaje primesc doar pentru că femeile astea s-au uitat la aceste videouri. Uite câte se întâmplă. El mereu râde de mine și mă susține să fac în continuare treaba asta. Și mi-aș dori să fac și mai mult și mi-aș dori să facă și el, pentru că el pe IGTV nu este prezent. Nici eu nu sunt. Adică am activat funcția, aplicația in app, in door, in whatever. La început, atunci, ca să văd ce e, că dacă merg la evenimente și să înțeleg, să explic mai departe, că sunt în am și postat, cred că, ceva pe la început, după care am simțit că oamenii nu ieșeau în IGTV. Cred că a fost nevoie așa de o perioadă de... Și cred de că trebuie să le ofer și altceva decât ceea ce văd. Adică eu sunt un pic mai nișată pe IGTV. Ating niște subiecte care nu sunt atinse în alte părți. Și sunt destul de consecventă, pentru că asta e viața mea și a lui totodată, că e lifestyle comun. Și cred că oamenii au nevoie de treaba asta și au nevoie să vadă informație onestă. Dacă pe IGTV arăți latura de lifestyle, de lucrurile în care tu crezi cel mai mult, noua ta, să zicem, repoziționare ca un creator de conținut care își împărtășește experiența,
pe Insta Story și pe Insta Status, să zicem așa, ai rămas doar pe zona de, de beauty și fashion, de fashion și beauty? Pe feed, nu, să știi că eu de vreo 2 ani de zile, chiar 3, comunicarea mea era mai mult de lifestyle și de fashion. Și acum este un mix de dezvoltare personală, de stil de a mânca, stil de a trăi, dar am și zona aia foarte high-end, foarte glam. Exact. Adică am păstrat latura aceea pentru că e plăcută și dorită și e cerută. Dar mixez cu ceea ce sunt acum și, cum ți-am spus, îmi place foarte mult să mă arăt acum fix cum sunt și foarte asumat, cui îi place bine, cui nu-i place, liber să plece oricând, cum îi place lui se spune, există un buton de unfollow, te pupa la revedere dacă nu-ți convine, dar tot timpul sunt oameni care caută informația asta foarte cinstită, ăsta e un cuvânt de-al lui, informație cinstită, onestă, venită din, din ceea ce trăim noi în fiecare zi. Cristi, tu nu ești pe IGTV, așa că nu o să vorbim de IGTV, nici eu nu știu ce să te întreb mai mult. Am făcut și eu niște clipulețe, niște interviuri pe care le-am postat la un moment dat, dar nu sunt un mare fan al vorbitului, și, adică nu vreau să mă văd eu, să, nu sunt un mare fan al meu să mă văd vorbind sau așa, adică pentru mine podcastul a fost ceva senzațional, pentru că atâta vreme că doar mă aud e ok. Una din două măcar. Și, da, cu toate că și am și problemele astea cu auzul, am un portogutieră și se aude, mi se pare că se aude că fac ca toate alea, da, e ok. Dar nu am asta cu ei, merge foarte bine și ei are o comunitate foarte, adică fetele alea sunt, răspund în timp real la tot ce zice, tot ce face. Eu am, nu, eu activez doar pe story și pe, și pe feed și mai am și din când în când câte un IGTV de ăsta, de toți banii, depinde de ce prind acum, dacă vrea clientul, acum ce să-i faci? Da. Vedeți o creștere pe IGTV să și, la noi, pentru că el a crescut în rândul creatorilor de conținut, dar la branduri, poate pe nișe, și voi fiind apropiat, tu, Diana, fiind apropiat de zona de fashion și beauty, unde poți să faci tutoriale, poți să faci... Eu nu prea fac, adică am avut un tutorial de make-up care a fost foarte funny, e un singur tip de make-up știu să fac, ăsta. Și asta am arătat gagicilor și, nu știu, acum, e foarte simplu să introduci un produs sau un client într-un video fără ca măcar cel care te urmărește să-și dea seama, să fie atât de natural și să-i... Eu cred că pe IGTV trebuie să dai o informație utilă. Nu bla bla, uite ce frumos, ce frumoasă sunt, mai fost 200 de make-up-uri la fel. Nu, trebuie să ai acolo strecoată o informație care chiar să-l ajute pe omul ăla. Să nu stea să te uite ca tâmpitul 15 minute și să nu rămână cu nimic. Am avut, de exemplu, un produs care era de demachiere, dar în timp ce arătam demachierea am făcut exerciții de yoga pentru față. Și a avut un feedback genial, sute de mesaje am primit, erau ce, Doamne, dar habar n-aveam să fac și eu, dar chiar funcționează și eu chiar fac treaba asta și Alina o face de vreo 2 ani de zile, de când facem și yoga, facem pentru față și chiar makes magic. De-aia zic că IGTV-ul poate să fie o formulă mult mai naturală de a comunica un produs, un serviciu, o colaborare pe care o ai tu. Dar prin stories... Ce a mers la voi cel mai bine pe stories din colaborările pe care le-ați avut și din proiectele pe care le-ați avut? Că unele au fost pe evenimente, altele au fost pe produse. Mie pe... mi se pare story, mi se pare cel mai tare în momentul de față. Și laș, adică eu mă uit la mine, cum îl consum eu. Adică chiar mă uit la oameni să văd ce fac. Din păcate, agențiile nu prea sunt așa încrezătoare în... Și parcă da, nu, aveam impresia că există o deschidere așa din ce am mai prins nu văd, discuția e cât costă feed sau se vorbește doar despre feed și despre ce ziceai tu, e un caz mega fericit în care clientul te lasă pe tine să-ți integrezi produsul cât mai asta natural. Asta pentru că eu înainte am făcut niște lucruri și am avut niște cifre și exact. Am avut un feedback. Da. Și acum, am putut să zic, ia uite, nu vrei mai bine așa? Și eu cred că varianta asta e ideală și eu chiar încurajez pe oameni să facă și story, pentru că story-ul are niște cifre care sunt foarte bune față de feed, față de mi se pare că e mult mai văzut, adică l-ai văzut pe ăla acolo, ok, ți-a rămas în cap sau nu ți-a rămas, nu e ca la ai dat like sau n-ai dat like, oricum nu mai contează, nu prea. Dar cred... Generația noastră nu cred că mai suntem niște fierți pe like-uri să dăm la orice prostioare care apare. Adică, na, mă uit la mine că mă uit acolo și mai dau din dacă am o când am mai de dat like-uri, așa o dau, știi? Dacă n-am, nu dau la nimic și la revedere, drum bun. Adică nu mai sunt atât de
copil de entuziast să dau like la orice chestie. Și eu cred și încurajez pe toți oamenii să facă. Eu cred în, și în IGTV, cred că va ajunge, adică cred că va fi, că lumea îl va consuma. La fel ca și story-ul, dar na, să nu se ferească oamenii din agenții, să zică că nu e, adică dispare în 24 de ore, dar cine a putut, cine l-a văzut, l-a văzut în 24 de ore. 24 de ore mi se pare că totuși e o chestie, adică da. Și oricum nu stai tu în feed să te uiți la poza de acum 3 zile alu nu știu care, adică dacă chiar te gândești că aia o să rămână, a, uite, bine, aia rămâne, e acolo. Dar sunt și clienți care vor un story, două stories azi și încerc să le explic, dacă vrei un feedback, nu suntem în America. Nu se întâmplă acum, adică oricât de fain ar fi comunitatea mea și de engaged, trebuie să obișnuiești omul. Iar eu mai am treaba asta și eu și Alina. Noi dacă vorbim despre un produs, eu trebuie să-l testez înainte. Adică asta am început să facem. Nu mai luăm nimic netestat, nu vorbim despre nimic dacă noi n-am folosit înainte. Și oamenii sunt șocați și zic, n-am mai trecut prin asta, știi? Și le spui, ok, un story nu te ajută, hai să facem așa ca să zic, uite, sunt eu fată drăguță și îți mai dau niște bonusuri, dar dacă tot am ales să lucrez cu tine și îmi place produsul ăsta, hai să o facem ca la carte ca să și funcționeze, să înțeleagă omul ăla ceva. Știi? Mai sunt și, adică ori nu vor, ori bine, vor, dar vor prea story, puțin. Bine, un story ce să ajute? Adică, cum ți-ai imaginat vreodată că în afară de, nu știu, ăsta de la Lamia Pătricou, care e viitor președinte al Americii, în afară de ăsta, că da, ăsta dacă pune ceva pe story sau ceva din ăsta, da, într-adevăr, poate sunt mulți oameni care ar face și ar lua ce zice el acolo. Dar în rest, pana mea, nu, un story nu poate, indiferent, că nu avem atât de mare putere, niciunul dintre noi, din toată România asta, nu suntem atât de... Te zici, băi, te duci la restaurantul nu știu care și mama, a doua zi buluc acolo, ia toți călători. Eu cred că... E, asta s-a întâmplat la noi, cum adică n-a fost buluc? De o grămadă s-a a fost buluc. Da, gen... Și eu mă uit la ce pui tu, cu da, da, ce te restaurante uiți la ce noi pui la... Când ai o continuitate descoperi. Și când îl vezi pe omul ăla că a mai pus din alte locuri, nu așa, dintr-o dată a pus unul un story, nu știu cu ce, aiurea în tramvai și gata, ne-a ajutat ăla. Nu ne ajută, eu nu cred că te ajută un story. Eu cred că te ajută doar contribuie. Dacă eu cred că e o contribuție acolo. Contribuie, la da, awareness, chestii... considerare, că e în considerație. Asta cu să siguranță, mergi tu, da. Să... Dar cred că pe termen lung, doar o chestie de asta, gen, adică doar cred că lucrurile pe termen lung poate să facă, să schimbe lucrurile și să funcționeze. Diana, voi să... Ia, zi. Să-l combați? Combate. No, crezi într-un story? No. Zici că e pune o întrebare grea. Religia story-ului. Pune o întrebare grea lui Cristi. Lui Cristi? Da, una, o întrebare lui Cristi, despre Instagram. Cristi, înțeleg niciodată Cristi. Cum îi spui tu? Iubire sau travă? Sau, nu știu. Da, cred. Maximă iubire. Max. Când încep să faci YouTube? Chiar când încep să faci iubire? YouTube? Să fac, că nu e YouTube-ul, nu-i de martalogi, pana mea, nu... Nu, că și am făcut YouTube și pe urmă m-am apucat de IGTV, că n-am putut cu YouTube, adică doar l-am tachinat acum, că nu e în aria noastră. Te uiți la copiii ăștia care sunt, care au camera aia și care s-au născut cu camera. Noi ne-am născut cu un aparat de la foto de 24 sau 36 de fotografii, din care oricum le beleai jumate din ele și te duceai la ăla să-ți developeze și din alea ce-ți developa ăla, ce uite, astea 6 sunt ok, ok, astea 6, după aia mai împărțeai cu un amărât cu care mi-ai fost în vacanța aia sau, și cam aia era. Nu mă simt în largul meu filmându-mă sau nu știu ce, adică... Dar eu cred că cu exercițiu se rezolvă. Eu am renunțat la YouTube pentru că trebuia să filmăm pentru YouTube, după care trebuia să filmăm pentru IGTV, după care ne-am dat seama că ne-am băgat într-o treabă foarte grea și ne era foarte greu să livrăm și să producem și ne supraaglomerase și am spus trebuie să luăm decizia. YouTube-ul, adică am funcționat destul de puțin, dar cifrele creșteau, era bine. Doar că noi nu mai făceam față, pentru că știi că avem multe alte activități pe lângă online și am zis, băi, trebuie să alegem ce merge cel mai bine la noi și a rămas pe IGTV, pentru că nu mai cum să le faci pe toate și nu mai avem vârsta la aia de care vorbește el. Cumva cred că trebuie să ne alegem canalele și nu putem fi pe toate. Peste tot. Asta dacă nu ai, nu știu, mega echipă a lui Kim Kardashian sau mai știu eu care soră de ei. Eu cred că nu ai clan. Niciun fel de... Adică și să-ți vezi, adică nu știu, să vezi lungul nasului sau cu ceva din ăsta. Dacă vezi că n-ai ce să cauți acolo, nu e ca și cum. Trebuie să fie toată lumea, trebuie să le facă toți pe toate.
voi sunteți un cuplu instagramabil din multe, multe puncte de vedere. Și eu, acum că v-am prins pe aceeași scenă, voiam să întreb, cum lucrați voi? Cum vă înțelegeți când lucrați și împreună și separat? Și puțin, dacă vreți, să împărtășim și din proiectele comune, pentru că sunt convins că brand-uri au venit și am zis, vă vrem pe amândoi, sunteți un cuplu minunat, trebuie să transmitem mesajul ăsta. Și dacă aveți amintiri și proiecte din care se pot inspira și alte cupluri... Mai avem cupluri celebre, George și Lorena Buhnici, Cabral și, Cabral și Andreea și sunt multe alte. Fodor și Irina. Exact, exact. Sunt și o grămadă de... Intrăm în zona celebrity, artiști și celebrități care sunt TV, care fac lucrul ăsta. Dar voi sunteți creatori de conținut înainte să fiți oameni cunoscuți. Așa ați început și cumva așa o să rămâneți indiferent de mărimea celebrității. Cum lucrați voi? Cum vă înțelegeți? Și pe ce vă certați cel mai des? De certat nu cred că ne certăm. Lucrăm organizat și cam de obicei cred că mergem noi cu conceptul către client. Adică dacă clientul vrea ceva în mare, îți spune cam ce ar avea nevoie. Dar de acolo preluăm noi subiectul și îl transformăm în ceva care se potrivească și pe contul lui și pe contul meu. Găsim o cale de mijloc să ne fie bine amândurora. Deci colaborarea e foarte relaxată și ok. Acum, ultima dată, am avut ceva chiar cu pisica noastră. Am făcut în trei un video foarte fain pe care abia așteptăm să-l postăm. Deci, nu știu, merge bine. N-am avut niciodată niciun incident sau ceva hilar să se fi întâmplat. De mai de mult întreabă asta, știm foarte bine cum se întâmplă lucrurile și atunci dacă e nevoie de ceva mega profi sau ceva, noi o să avem un fotograf care lucrează ele foarte, foarte des, care ne știe pe amândoi, are o relație foarte bună cu amândoi, știe ce are de făcut. Ne e mai greu când e o echipă de filmat sau ceva din ăsta, dacă sunt din altă parte sau nu știu, dar oricum ne reglăm, nu avem niciun fel de... Nu ne certăm, nu avem niciun fel de discuții. Adică singurele certuri sunt alea când pleci în vacanță sau ceva din ăsta. Când nu certuri, la modul gen neînțelegeri legate de poze, știi? Adică bănuiesc că toată lumea dar știe. Dar asta le avem și când avem proiecte împreună, pentru că n-are răbdare, asta e chestia. Acum mi-a venit. Pac, mi-a venit. Da. Spune tot, Diana. Tu zici că nimeni în sală. Nu, dar n-ai răbdare. Te așezi într-o postură și în secunda doi te-ai făit și s-a stricat o cadru. Și spune omul, mai mișcă-te 20 de grade. Și el s-a ridicat, schimbă, strică tot. Și așa o ține în continuare. E foarte pe repede înainte și n-are stare. Și iar pe mine asta mă scoate din minți. Hai că să zic acum, să știu oamenii ăștia. Asta mă scoate din minți pentru că eu sunt foarte exact. Adică eu știu exact ce să fac, care sunt unghiurile bune, cum trebuie să stau, cât trebuie să stau ca să poată să tragă, pentru că fotograful sau cel care filmează are mai multe unghiuri și trebuie să profităm de treaba asta. Adică stai puțin locul lui și lasă-l pe om să-și facă treaba. Asta nu știi tu să faci. Gata, am terminat. Eu ziceam când suntem noi doi și trebuie să fac eu poze. Aia ziceam. Da, doi, am revenit la subiectul pe care l-am atins mai devreme. Adică păi vreau să zic ceva, să știu oamenii ăștia ceva. Eu nu știu astea cu unde să stau, care-i, cum ai zis tu... Nu, unghiul, nu știu cum. Da, dar eu vin și spun profilul tot timpul bun, cu exercițiu și cu răbdare reușești absolut orice, trebuie să fii consecvent. Da, e foarte frumos cum vă completați și în campanii și în viață. Adică acum văzându-vă pe amândoi și cunoscându-vă și separat mai mult. Cred că dincolo de orice noi suntem foarte relaxați. Asta e singura chestie care ne face diferiți față de... sau nu ne face diferiți. Asta cred că e... patul nostru sau ceva. Suntem fix cum suntem, adică și în ceea ce arătăm în conținuturile noastre de online și în viața reală, noi chiar așa suntem, chiar așa îl strig o travă, adică e nasol dacă îl strig Cristiana, cu atunci e groasă. Atunci e problema. Da, bine, s-a obișnuit de la maica mea, care la fel, gen, dacă mă striga Cristian sau ceva, înseamnă că era ceva de rău. Și în continuare e ceva de rău și oricum, gen... Sunt e rar de rău, rar. Aceeași studii, același, adică n-am niciun fel de... Sunt obișnuit cu... Noi ne-am propus prin evenimentul ăsta să avem experiența creatorilor în fața audienței, în fața altor creatori, dar și în același timp să abordăm zona asta de how to work with brands, pentru că ele se completează și se echilibrează în tot ecosistemul ăsta al media online, social media, visual media și așa mai departe. Și voiam să vă întreb... având experiența lucrului cu brandurile, care sunt campaniile pe care le preferați voi? Tipurile de campanii, așa, top of mind, ce vă vine în cap? Tipuri și după aceea să eventual să dăm și câteva exemple
de cum s-au desfășurat sau ce v-a plăcut la ele. Pentru că ideea este de a transfera din experiența voastră ca exemple best practices, da, bune practici probabil, către cei care sigur vor face campanii și în perioada următoare. Zi tu. Mie îmi plac campaniile în care am libertate și campaniile în care clientul înțelege că publicul meu nu este un public încuiat și oamenii în clipa în care văd ceva foarte ostentativ nu o să fie interesați, o să devină brusc dezinteresați și o să simtă agresați. Și clientul care vine și îmi acceptă ideile inspirate de propria mea viață, ideile care sunt naturale și firești, ăla e un client care mie îmi place să lucrez și aia clar va fi o campanie bună. Cum a fost cea de care ți-am spus, cu demachiantul pe care l-am folosit în timp ce arătam mișcări de yoga pentru față. Eu oricum voiam să fac video, la mi s-a părut genial că am putut să-l fac cu un client și să-l integrez atât de natural și de firesc. În zona asta prefer. Cristi? Na, eu am o problemă pe care o am de ceva vreme încoace cu diversi clienți care nu înțeleg că în 2020 nu mai pot să mai vii cu branding-ul ăla atât de mare și adică știi foarte bine că te lovești de chestia asta. Și în continuare sunt discuții în care da, dar nu apare fix tot și ar trebui tot și la un moment dat mă gândeam că o să fac o chestie de asta cu, nu știu, o pungă de detergent în locul capului meu sau ceva în genul ăsta, știi, ca să vadă clientul că e mega în față, adică să fie totul mega vizibil și să, nu știu, să curgă detergent, să fie și un text de la, înainte foloseam un detergent, cu detergent. Da, înainte foloseam un detergent obișnuit, acum de când folosesc X, nu știu ce, viața mea s-a schimbat, că știi că da, se schimbă viața după absolut orice chestie de asta și totul e o experiență și totul e o chestie wow și așa. Da, și îmi rămân în cap tot de exact ce spunea și Diana, îmi rămân în cap doar diversele colaborări pe care le-am avut în care clientul a fost foarte relaxat, în care a zis, băi, nu știu, ne-a venit acum, am făcut ceva la Netflix sau ceva, în care ne-a zis, vorbiți despre filmele care vă plac vouă și aveți o discuție lejeră și liberă despre asta, în timp în care noi vă filmăm și nu știu ce. Și am vorbit și la un moment dat a zis, gata? Păi gata, că ați vorbit, e ok. A fost ceva care a durat atâta sau ceva, nu știu, a fost ceva foarte simplu și foarte natural. Inclusiv asta, la ce am filmat acum cu pisica la un hipermarket, a fost foarte ok că a fost așa integrat cum trebuie și ne-am jucat noi cu ea, Și echipa a fost foarte relaxată, nu ne-au forțat să facem lucruri pe care nu le facem în mod normal, dar și pentru că noi la început insistăm să nu fim puși să facem lucruri care nu sunt firești pentru noi. De la bun început, amândoi comunicăm treaba asta. Eu sunt așa, funcționez așa, fac așa, cum e el care spune. Îmi pare rău, eu nu mă filmez pe IGTV, nu fac selfie-uri, pentru că sunt clienți care vin și vor treaba asta și el e șocat pentru că el nu face asta. Sunt campaniile astea. Și următoarea din niște clipulețe cu tine, filmându-te, în care tu spui nu știu ce. Ei, n-am spus niciodată. Ei, n-ai spus niciodată. Noi te urmărim, nouă ne place. Păi nu cred că pe mine, nu cred că e de mine vorba. Și că mai e asta, ne place foarte mult de tine, ne place ce faci, dar da, uite, ăsta e brief-ul, știi? Și te uiți la el, bă, n-ai spus niciodată așa ceva. Te uiți la, dar sigur eu? Da, hai că te știm, n-ai cum, tu ești ăla. Da, dar nu, fii cât mai natural. Păi nu, din ce scrie aici nu e nimic natural, adică. Dar, na, cred că și se fac pași mici pentru treaba asta și lucrurile se schimbă și se vor schimba în bine și la un moment dat clientul va înțelege că atâta vreme cât e prea în față așa prezent produsul respectiv, nu, cred că face doar rău și mie și brandului respectiv. Dacă ar fi să dați trei recomandări celor din agenții, de la brand în companii care au campanii cu creatori de conținut, care ar fi, nu știu, cele trei lucruri pe care le-ați recomanda pentru a avea campanii mai bune, indiferent că e vorba cu voi sau cu alți creatori de conținut? La ce să se uite? Ce să ia în considerare? Cred că este normal, e absolut normal ca oamenii din agenții sau agențiile să rateze mesajul tău, pentru că nu au timpul necesar să-ți citească caption-urile, să-ți urmărească story-urile. Și e foarte greu să-ți dai seama de fapt cum ești tu, dar le-aș recomanda, înainte să-mi scrie un mail,
să treacă un pic așa și random să selecteze câteva imagini, să citească un pic din captionurile mele ca să-și dea seama cum ar trebui să mă abordeze. Și cred că odată ce trebuie să fac asta o singură dată, că pe urmă știe de fapt cine sunt, dar trebuie să fac neapărat treaba asta odată, un IGTV, să vadă feed-ul, să uite niște stories, ca să poată să mă citească, ca după să putem să avem o colaborare relaxată. Cred că asta în primul și în primul rând ar trebui făcut. Să cunoască creatorul, să facă un efort pentru a-l cunoaște și cunoaște opera. Mă tratează ca pe Diana de acum 5-6 ani, iar eu de 3 ani de zile sunt altcineva și comunic altfel. Și încă sunt tratată ca acum 5-6 ani, prin prisma postărilor de atunci, cum și el e blogul O Travă care scrie despre dragoste. Exact, nu, asta scria cu 6 ani că m-a cunoscut pe mine. Bine, asta zic, n-ai ce să mai faci. De asta a făcut blogul ăla. Cred că n-ai ce să mai faci. Odată ce ți-a pus aia, parafa aia pe cap, la revedere, drum bun. Dar pe de altă parte, eu, adică la ce întrebai tu, mi se pare că e... mi se pare că e foarte important asta, dar asta e general valabil. Adică, nu știu, mi se întâmplă, de exemplu, la interviurile pe care le fac cu diversi oameni. Adică eu, înainte să fac un interviu sau înainte de podcast, te uiți, frate, pe ăla și vezi ce a făcut ăla. Știi? Mi se pare de bun simț, adică nu e nimic. Și nu ți-a, adică îți ia o oră să te uiți să vezi că Andy Vasluianu a jucat în filmul cu tare, a jucat în aia, în afară faptului că știu în cea, dar măcar te uiți. Chiar dacă n-ai ști sau ceva, te uiți să vezi ce e. Și da, cred că e o lipsă asta de timp și de... Și vin în agenție, vin repede, astea, băi, trebuie să facem ceva cu cine? Băi, ai cu fata aia, ai cu... Cine era? Cu Glam și cu nu știu ce? Păi fata aia, Diana, aia, gata, hai, iau aici. Acum, na, că s-a uitat acum 3 ani la tine și a văzut... că erai cu Glam și cu nu dacă știu ce. Dacă ți-ar plăcea mai mult de mine, fetii din agenție, cu să... Cu siguranță, asta nouă. Na, mă urmărească acum. Încercați acum, varianta nouă, cu 16% mai bună. Oricum, toată perioada asta, mă refer la perioada în care ne dăm seama că ne repoziționăm, pentru că totuși faceți lucrul ăsta de 10 ani, cel puțin amândoi, dacă e să vă uitați în urmă. Clar vin niște trenduri noi, așa cum a fost și Instagram-ul care a venit după Facebook, acum cum vine TikTok-ul după YouTube, Instagram TV-ul la fel tot după YouTube, probabil undeva în India, în China se coace acum o nouă aplicație care o să rupă în următorii 2 ani, cum e PixArt-ul, de exemplu, care și-a creat o comunitate foarte mare versus Instagram, unde sunt, nu știu, vreo 200 de milioane, 100 de milioane de useri care vin lunar pe PixArt, unde au dus manipularea foto, editarea foto la un alt nivel și acolo e altceva. E o comunitate pe care nu o știu mult. La fel cum sunt comunitățile de gamer care cresc foarte mult și tot streamingul ăsta pe care l-ai pe Twitch sau pe alte platforme care sunt mai puțin populare la noi, cum e Reddit-ul, care a rămas acel mare mega forum unde găsești foarte mult content și unde poți să fii activ și să afli chiar noutățile, unde se duc oameni pasionați mai mult de scris și mai puțin de vizual. Sunt foarte multe podcast-uri unde ești tu, poate Diana vei face și un podcast, cine știe? Da, cine știe? No, poate o serie pe zona de wellness, de well-being, poate fi o serie, mai ales că tu ai și vocea care... Când care mă gândesc că există Ester Perel, deja vine să renunț numai gândindu-mă. Cine știe, poate un proiect... Bine, așa gândindu-ne că există totdeauna, există tot felul de oameni care au făcut înaintea noastră, nu mai inventăm noi apa caldă, adică... Și când te apuci tu de IGTV, să mă anunț cum apuc și eu de podcast. Da. E o promisiune făcută la... ultima întrebare pentru voi, pentru că ora a trecut destul de repede, suntem aproape de ora 5, așa cum am anunțat că încheiem la ora 17. Fiecare să faceți recomandări celor care ne urmăresc și ne vor urmări când vom da și în înregistrările ca un podcast video. Glumesc, ca o înregistrare a momentului și a discuției noastre, să recomandați fiecare, dacă doriți, evident, 3 oameni creatori de conținut de la noi sau de afară pe care îi urmăriți și vă plac foarte mult, astfel încât să mai descoperim și alți creatori. Pot fi din IGTV, YouTube, podcast, de oriunde, nu doar din vizual, de preferat de visual să fie, dar... Eu o să recomand... 3 oameni din România, 3 femei pe care le urmăresc în fiecare zi și care îmi plac foarte mult și care îmi sunt și prietene și nu fac pentru că îmi sunt prietene, ci pentru că mă inspiră. Una este evident Feb News Alina Tanasă, prietena mea. Nu știu de ce a fost întotdeauna
prima pe listă de la care m-am inspirat. Nu știu de ce, trebuia să intru la ea ca să mă reactivez. După care vine Sorina Fretholm, care este pe zona de wellness, și o prietenă foarte bună de-a noastră, nou intrată în online, Andrada's World, care vorbește foarte mult de zona aceasta de sustenabilitate planet friendly. Deci sunt trei femei care nu mi-au fost prietene, mi-au devenit prietene între timp, până și Alina, când timp ne-am construit prietenia. Așa că pe ele trei le recomand și na, susțin ceea ce susțin întotdeauna, că dacă nu noi femeile ne ajutăm una pe cealaltă, atunci cine o face? Mulțumesc, Diana. Iubire? Cristi, nu știu cum să zic. Cristian. Oh, Cristian. Trebuie să zic trei nume. Păi, nu știu, în primul rând, dacă au venit... Știu că îți veneau 10, dar... A venit ea cu trei femei, eu trebuie să vin cu trei bărbați. Nu. Îmi vine în cap acum Goguci, care Ionuț Costel cheamă, care face niște chestii de manipulări senzaționale. Și eu am fost și ești manipulat de el tot timpul. Văd datorită poze lui am fost în perioada asta de pandemie, am fost plecat, am fost pe la Pisa, am fost prin Las Vegas, în America, prin New York, până nu știu, până am umblat foarte, foarte, foarte mult. Este unul dintre oamenii pe care îi urmăresc și care îmi place foarte tare contentul pe care îl face. În al doilea rând, mie, eu sunt foarte pasionat de sport și mie îmi plac foarte mult. Nu pare așa. Nu pare, da. Ai zis că ești leneș. Sunt pasionat de sport să mă uit la sport. Am înțeles. Adică, da, acum sunt am genul înțeles. De pasionat de PlayStation sau ceva în mână. Și îmi place foarte mult basketul și ai vorbit mai devreme de ilustratori și este un om care se numește care a făcut basket și în continuare joacă basket și face ilustrații, care se numește Ilustrator. Are un cont foarte foarte mișto. Mi-a făcut o ilustrație, un soi de Larry Bird de România, și face niște ilustrații foarte frumoase. De asemenea, sunt și fanul teatrului, că acolo am copilărit și am cele mai multe amintiri din copilărie. Și am un actor care mi se pare foarte talentat și are un cont foarte tare, Alex Bogdan, pe care bănesc că îl știe multă lume. Și dacă nu știți, Altex Bogdan pe Instagram, urmăriți-l că e foarte talentat. Și pentru că mai avem 2 minute sau un minut și un pic pe ceasul de pe tableta mea, pe final amândoi să-mi spuneți care este primul lucru pe care îl veți face după ce trece nebunia asta. Adică așa, fără să vă uitați că aveți, n-aveți mască, că vă păstrați distanța, atunci când să sperăm lucrurile vor trece. Și eu îmi doresc foarte mult să ajung în Italia, unde o să stau 2 luni. 2 luni sau 3 sau 10, nu știu încă. Dar asta o să fac, o să plec în Italia și o să stau mult. Ok, o zonă în Italia anume? Orice toată zonă Italia. Italia să fie. Italia să fie, am înțeles. Da, noi suntem mari fani Italia, ne place foarte mult. Am fost ani în care am fost de câte 6, 7, 8 ori în Italia. Serios? Da. Plus dățile când mergeam da. Eu la adică treabă. Nu doar Milano. Nu, avem tot. De la nord, de la până în ultimul orășel din sud, până în Sicilia. Catania, Sicilia, toate nebunile. A fost vizitat, e bifat pe lista noastră și pentru noi e un loc care ne încarcă foarte tare. Și de acolo ne întoarcem mereu cu idei noi, cu un suflu nou, cu un vibe nou și ne lipsește foarte mult. Adică nu lipsește altă plimbare în nicio altă țară cum lipsește treaba asta cu Italia. Da. Deși tu și eu am același lucru. Italia pentru mine este un loc în care, nu știu, e singurul loc în care mă simt ca acasă și nu e acasă. Adică, da. În rest ne place foarte tare să călătorim. Am fost peste tot sau unde am putut, cât de mult. Dar, nu știu, sentimentul pe care l-avem în Italia nu se poate compara cu nimic. Vă mulțumesc frumos, Cristian. Noi mulțumim și noi. Cristian, Diana, mă bucur că ne-am revăzut și mă bucur că am reușit să avem această formulă și să vă am pe amândoi pe scenă. Cred că e o idee pe care o să mai... Am mai avut-o... Cred că am avut Cabral și cu Andreea, dacă nu greșesc. Am mai avut și alte formule, dar eu...
E o formulă în care poți cunoaște oamenii și altfel atunci când sunt amândoi pe scenă.